Dragilor, iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre personajul Zalmoxes. Cine a fost Zalmoxes în cultura traco-geto-dacică? Alături de noi este Daniel Roxin, jurnalist, scriitor, realizator TV de filme documentare, membru în UZPR, Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Și astăzi vom discuta pe marginea unei cărți importante. Este vorba despre Misteriile lui Zalmoxis, cultura spirituală a getodacilor, legile și ritualurile de inițiere pentru dobândirea nemuririi sufletului, o carte a profesorului Constantin Daniel, o carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis. Bineînțeles că au fost foarte multe, să spunem, filme documentare, cărți, iată, care s-au scris despre cine a fost în cultura getodacică Zalmoxes și încercăm să aflăm astăzi, iată, prin intermediul domnului Daniel Roxin, despre acest personaj, aș spune eu, extrem de important, nu doar în cultura traco-getodacică, dar chiar și în cultura universală, dacă ar fi să facem referire la cultura și la civilizația elenistică. Și aș începe discuția cu această întrebare. Cine a fost până la urmă Zalmoxis? În primul rând, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Sigur că, așa cum am spus, Zalmoxis este mult mai important decât lasă să se înțeleagă istoria oficială a României și nu numai pentru noi ca trăitori în acest spațiu în care s-a dezvoltat și religia zalmoxiană, dar pentru întreaga Europa, pentru simplu fapt că religia zalmoxiană a migrat și a ajuns foarte departe. Astăzi este absolut cert că în Spania, spre exemplu, așa cum un alt cercetător român, Nepusu Oceanu, a identificat în miturile spaniole, în poveștile spaniole, regăsim pentru secole temele dacice, personajele dacice, Zalmoxis, Deceneu, Burevista, Decebal, iar timp de secole regii spanioli s-au considerat, conform documentelor, urmași ai regilor daci. Prin urmare, influența religiei zalmoxiene, a spiritualității dezvoltate aici în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic este foarte mare în Europa și a fost până în Evul Mediu sau până aproape în perioada modernă. Din păcate, se cunoaște puțin despre asta. Teoria care circulă în România cu privire la cine a fost Zalmoxis este cea care spune că Zalmoxis ar fi fost un sclav al lui Pitagora. Informația apare în scrierile lui Herodot, care citează, ca să spun așa, ceea ce spuneau grecii din cetățile de pe malul Mării Negre. Dar același Herodot subliniază clar, după ce prezintă această teorie, că el nu crede că este așa și că, în opinia lui, Zalmoxis a trăit cu mult înaintea lui Pitagora. Și așa cum apare și în cartea aceasta excepțională scrisă de Constantin Daniel, sunt foarte multe dovezi care plasează existența lui Zalmoxis cu secole, poate chiar mai mult, înaintea lui Pitagora. Pentru că Constantin Daniel aduce argumente foarte consistente care spun că trebuie să considerăm că Zalmoxis a apărut și a creat această reformă încă de înaintea războiului troian. Mai există o opinie care și aceea trebuie luată în considerare, este opinia istoricului Dan Oltean, care analizează dovezile arheologice și anume momentul în care ritul incinerării apare și dezvoltă pe teritoriul României, iar acest lucru este descoperit în zona Dobrogei în secolul 7 înaintea erei noastre, deci cu mai mult de 100 de ani înaintea lui Pitagora, iar de acolo din Dobrogea acest ritual al incinerării morților se dezvoltă treptat în următoarele secole până în Transilvania și mai departe. Deci avem dovezi arheologice
avem dovezi istorice care plasează existența lui Zalmoxis cu mult înaintea lui Pitagora. Iar cred că mai degrabă putem vorbi, așa cum avem multe dovezi și sunt prezente și în această carte, că tracii sau tracii și geții au influențat foarte mult cultura greacă. În Pitagora, de exemplu, vorbește adeseori apreciativ la adresa geților, pe care îi consideră foarte înțelepți și consideră că se învață multe lucruri de la ei. De altfel, nu este deloc întâmplător faptul că filozof antic, grec, din secolul III, vorbește despre Pitagora și spune despre el că era un inițiat al înțelepciunii tracice. Ca să nu mai spun de faptul că în operele lui Platon, acesta îl prezintă pe Socrate, pe marele Socrate, ca un inițiat zalmoxian în lucrarea Carmides. Astea sunt documentele, nu e o invenție, sunt lucruri care se pot verifica și care schimbă perspectiva pe care o avem asupra istoriei antice, lucru care ar trebui să și petreacă, nu doar la nivel de discuții, ci ar trebui să acest lucru să înceapă să fie marcat în cărțile de istorie, în viziunea istorică asupra istoriei europene. Sigur, sunt multe lucruri de spus, dar trebuie să subliniem pentru cei care ne urmăresc că autorul acestei cărți, Constantin Daniel, este o personalitate remarcabilă. Un om care a avut șansa să-i aibă mentor pe Mircea Vulcănescu sau Mircea Eliade. Un om care a cunoscut multe limbi vechi care l-au ajutat să studieze documente și din această perspectivă să poată face concluzii. Cunoștea latina, greaca veche, slava veche, aramaica, ebraica și chiar scrierea hieroglifică egipteană. Deci o personalitate remarcabilă, autor a multe cărți. Aceasta este una dintre ele, scrisă sau finalizată în anul 1985, deci în urmă cu 36 de ani. Sigur că de atunci sunt informații noi care au apărut și ceea ce ne oferă Constantin Daniel în această carte poate fi completat cu alte informații care o îmbogățesc, care dau poate o altă direcție de cercetare pentru cei care vor să afle mai multe. Mi-aduc aminte, recunosc în bibliotecă, cred că tot așa undeva în jur de 35-40 de ani, o carte a profesorului Constantin Daniel, pentru că tot l-ați menționat mai devreme, Pe urmele vechilor civilizații, o carte extraordinară, o carte cartonată, acum cred că este foarte greu de citit după câteva zeci de ani, este ilizibil scrisul, dar iată o carte foarte importantă și aș mai pomeni, pe lângă misteriile lui Zalmoxis, cartea Tăblițele de argilă, publicată în aceeași colecție, Biblioteca Orientalis a editurii Herald. Și ce este mai remarcabil în ceea ce ați spus despre Constantin Daniel este faptul că, până la urmă, el nu era istoric, dar avea o rigurozitate, aș putea spune, matematică în a strânge datele necesare pentru a scoate, iată, o astfel de carte. O carte care... Hai să spunem sincer, această carte este o reeditare. Această carte a apărut pentru prima dată înainte de 1989 cu cenzura din acele vremuri. O carte cumva revoluționar, o pot spune, prin prisma informațiilor și documentelor regăsite în această carte, o carte revoluționară pentru perioada acelor vremuri. Și întrebarea următoare ar fi, de ce ați recomandat cititorilor această carte? Și mai ales mă refer la cei care sunt pasionați nu doar de istorie, dar cu precădere, istorie și mitologie, dar cu precădere de istoria getodacilor, pentru că știm foarte bine, hai să spunem, în ultimele decenii, mai ales în ultimele două decenii, a existat un interes crescut, un interes foarte mare pentru
cultura și pentru spiritualitatea getodacică. Cumva a renăscut, ca să spunem acea, să spunem așa, spiritul dacic. Și toată lumea și-a dorit să afle cât mai multe lucruri despre acea perioadă. Erau sau nu erau getodacii atât de importanți în cultura și civilizația europeană, lucruri legate de limbă, limba dacică, de obiceiuri. Știu foarte bine, urmărind și filmele dumneavoastră, filmele documentare, în care se spunea că civilizația getodacică, una din primele civilizații de pe teritoriul Europei. Deci, iată, dacă ar fi să ne întoarcem cu 2500 de ani în urmă, aproximativ, mai mult sau mai puțin, descoperim lucruri foarte interesante. Nu aș spune că getodacia a fost una dintre primele civilizații, pentru că dacă ne gândim la cultura Tudajvince, la cultura Cumpeteni, la cultura Gumeniță, la cultura Hamangia, la cultura Boian și altele, care sunt cu mii de ani mai vechi decât aceasta și sunt culturi remarcabile, excepționale, dar în mod cert, cultura tracică în ansamblul ei, getodacii pătrund parte din acest mare neam al tracilor despre care Herodot spunea în urmă cu 2500 de ani că era cel mai numeros din Europa. Doar indienii în Asia erau mai numeroși decât tracii, conform lui Herodot. Prin urmare, tracii au locuit pe spații întinse în Europa și, cu siguranță, au creat influențe majore, așa cum este dovedită și în această carte. De ce este importantă cartea lui Constantin Daniel? Pentru că este scrisă accesibil pentru toată lumea, conține nenumărate informații valoroase, unele care sunt bulversante, nu-i așa? Să afli că cea mai mare parte a misteriilor grecești practicate de grecii antici erau de origine tracică, să afli că Orfeu, Apollo, Dionisos, Ares, Bendis sunt împrumuturi din spațiul tracic în lumea grecilor și că aceștia, sigur că au venit și cu elementele proprii ale zeii din Olimpul grecesc, pe care le-au combinat cu ce împrumuturile din lumea tracă. Dar lumea trebuie să înțeleagă astăzi că civilizația greacă, în realitate, este expresia unei sinteze pe lasgo-traco-grecești. Pentru că grecii, atunci când au venit în zona în care îi cunoaștem astăzi, au venit și s-au amestecat cu pelasgii și cu tracii. Și acest lucru explică influențele masive din cultura greacă, influențe venite din spațiul tracic sau chiar getic. Repet, să ne gândim doar la faptul că Socrate era un inițiat al învățăturilor zalmoxiene și o spune Platon, discipolul său în lucrarea Carmides, unde informația este excepțională și în acea lucrare se vorbește despre faptul că Socrate a făcut jurământ să păstreze aceste secrete inițiatice și nu poate să spună mai multe, dar vorbea despre un medic trac zalmoxian care avea responsabilități mari în sânul armatei grecești și care l-a învățat medicina la un alt nivel, la un nivel mult mai profund, pe care Platon spune că grecii nu îl cunoșteau. Tot Platon, într-o altă lucrare, în Republica, vorbește despre același Socrate, maestrul său, descrie o situație în care acesta ieșea din templul lui Bendis, zeița tracă sau getodacă Bendis, care avea un templu în Atena. Sunt foarte multe lucruri deosebit de interesante care nu sunt cunoscute sau sunt puțin cunoscute de români și mai puțin cunoscute de lumea occidentală, care are un interes mic spre deloc cu privire la istoria getodacilor. Așadar, această carte, care este, ca să spun așa, o sinteză, pentru că fiecare capitol al cărții, dacă ar fi fost să fie dezvoltat de Constantin Daniel, se transforma el singur într-o carte consistentă de 3-400 de pagini. Practic, această carte, care acum are vreo 400 de pagini, putea să aibă 3000 de pagini dacă Constantin Daniel își propunea să intre în foarte multe detalii. E bine că a făcut-o așa, pentru că este punctul de plecare al
cercetării pentru istoricii care sunt pasionați de adevăr și de istoria acestor meleaguri, ca să le dea o direcție. Dar și pentru publicul larg, așa cum spuneam, fiind scrisă accesibil, oferă o perspectivă care efectiv împrospătează sufletul, adică ne dă ceva foarte important și de aceea merită să fie citită. Probabil mea trebuie să fie în biblioteca oricărui român care iubește istorie. Care este legătura pe care o face Constantin Daniel între tracogeți și hiperboreeni? Și aș vrea să atingem și subiectul capitolului mitul blajinilor. Și bineînțeles, când mă gândeam la hiperboreeni, în minte mi-a venit o carte a profesorului, regretatului profesor Vasile Lovinescu, despre Dacia hiperboreană. Da. O altă carte care ar trebui citită. E un aspect foarte, foarte important. Acest mit al hiperboreenilor și legătura pe care o putem dovedi, spun eu, cu getodacii, cu Zalmoxis. De altfel, deloc întâmplător, Zalmoxis a fost numit de un autor antic, Zalmoxis hiperborean. Deloc întâmplător, un număr important de autori antici, greci și latini, localizează Hiperboreea la nord de Dunăre, pe teritoriul getodacilor. Acești autori spun că getodacii sunt hiperboreeni sau că ar fi urmași ai hiperboreenilor. Dar ce este această Hiperboreea? Cine sunt hiperboreeni? Ei bine, în aparență, pare să fie doar o poveste, un mit care nu are nici o conexiune cu realitatea. O poveste frumoasă într-un loc mirific în care oameni cu totul speciali trăiau chiar și 1000 de ani, erau mereu fericiți, trăiau într-o spiritualitate profundă, erau vegetariani și erau un model pentru ceilalți. Sigur că multe dintre elementele care sunt descrise aici par ale să fie expresia unei societăți utopice care nu există în realitate. Dar știm că foarte multe mituri au rădăcini în realitate, s-au construit pe niște realități. Și aici putem să legăm acest mit al Hiperboreei de zona Arcului Carpatic, de populațiile străvechi care au trăit aici și care au dezvoltat o spiritualitate remarcabilă. Aș începe, pentru că lucrurile se leagă, ca să spun așa, cu o trimitere la Iliada lui Homer, unde, în această lucrare, care este atât de cunoscută în toată lumea, se vorbește despre un trib, o populație foarte specială a bioii, care sunt numiți de Homer cei mai drepți dintre oameni, cu trimitere, desigur, la calitățile lor spirituale. Ceva mai târziu, Herodot, deci la 700 de ani după războiul troian și la 200 de ani după sintetizarea Iliadei în spațiul civilizației grecești, ne vorbește despre geți ca fiind cei mai drepți și mai viteji dintre traci. De asemenea, Herodot diferențiază neamul geților de celelalte neamuri și spune că aceștia se credeau nemuritori. Iată că atât abioii, care în mod cert, după cum demonstrează și Constantin Daniel, erau o populație tracică, Troia fiind o cetate tracică, iar războiul troian fiind de fapt un conflict între lumea tracică și lumea grecilor ahei, da? Există astfel un fir roșu de la abioi la geți, ambele popoare fiind numite de Homer, respectiv de Herodot, ca fiind cei mai drepți dintre toate popoarele, da? Și unii și alții sunt de neam tracic și unii și alții sunt localizați într-o zonă
care are legătură cu spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Dacă la toate acestea adăugăm faptul că Zalmoxis a fost numit Hiperboreanul, că așa cum am spus, autorii antici îi numeau pe getodaci Hiperboreeni sau urmașii Hiperboreenilor sau spațiul getodacic era numit Hiperborea, ne arată niște legături care practic ne spune aceste lucruri, vrea să ne spună, zic eu, că în acest spațiu s-a dezvoltat o spiritualitate remarcabilă în care au fost o serie de oameni care trăiau într-o asceză, erau vegetarieni, aveau anumite capacități, aveau o viață imaculată și acest lucru a inspirat crearea unor legende, a unui mit legat de un popor special cu calități excepționale care era furnizorul unei spiritualități remarcabile. De altfel, templul din Delphi, din Grecia, numitul templul din Delphi, este unul în care se spunea că veneau hiperboreenii ca să aducă ofrande din Hiperborea, iar cei care veneau rămâneau acolo. Dacă luăm în considerare și faptul că există o influență majoră a lumii tracice și getice asupra lumii grecești din punct de vedere a împrumutului de zei, semizei, eroi, ritualuri religioase, toate acestea subliniază faptul că grecii au fost impresionați de anumite elemente din spațiul spiritual al tracogeților și că au încărcat aceste realități cu elemente mitologice, așa cum se întâmplă adeseori. Deci iată că lucrurile se leagă și cred că acest lucru este important de cercetat. Acum, sigur, lumea s-ar putea întreba, bine, dar geții și dacii, de unde a apărut această spiritualitate așa înaltă, brusc, s-a venit cineva și a făcut o reformă? Eu cred că lucrurile sunt mai complexe și ar trebui să privim mai profund situația. Să ne gândim la faptul că și astăzi sunt o serie de savanți străini, cum ar fi, de exemplu, lingvistul german Harald Harman, cum ar fi arheologul italian Marco Merlini, cum a fost cercetătoarea lituaniană, americană, dar de origine lituaniană, Maria Gimbutas, care toți aceștia vorbesc despre o așa numită vatră a vechii Europe, care s-a dezvoltat nu numai pe teritoriul României, dar în acest spațiu Carpato-Danubiano-Pontic. Harald Harman vorbește despre o cultură, că prima mare cultură a Europei s-a dezvoltat pe malurile Dunării. Și că același Harald Harman subliniază că tăblițele de la Tărtăria, care aparțin culturii Turda și Vincea, sunt expresia sau sunt dovada primei scrieri din lume, 2000 de ani înaintea celei sumeriene. Ori dacă în acest spațiu s-au dezvoltat culturi remarcabile, este cultura cucuteni. Cât știu că cucutenienii în urmă cu 5-6 mii de ani aveau case cu etaj. Că s-a descoperit pe teritoriul Ucrainei o așezare cu 20 de mii de case aranjate planimetric, ceea ce arată o organizare remarcabilă. 20 de mii de case putea să însemne peste 100 de mii de locuitori. Acum 5-6 mii de ani, adică un proto-oraș extraordinar de bine organizat. Cât știu că simbolurile spirituale yin-yang și svastica, care sigur a fost deturnată de naziști, apar pe teritoriul României în urmă cu 7500 de ani, svastica în cultura Turda-Jincea, iar simbolul yin-yang îl descoperim în urmă cu peste 6000 de ani pe vasele cucuteniene, pe un vas. Simbolul apare aproape identic cu cel care s-a devenit clasic în cultura orientală. Ori prezența acelor simboluri arată o preocupare și numai acestea pentru spiritual. Avem societăți matriarhale sau în care zeița mamă, zeița fertilității
are un rol remarcabil în aceste culturi. Ceramica cucuteniană este excepțională. Ceramica din cultura Umelnița avea picturi și cu era pictată și cu aur. Deci sunt lucruri remarcabile care se cunosc foarte puțin, dar dacă începem să le analizăm, înțelegem că în acest spațiu s-a dezvoltat pe parcursul mileniilor o spiritualitate remarcabilă și că ea probabil că s-a transformat ulterior în ceea ce este numită spiritualitatea hiperboreilor, pe care eu cred că Zalmoxis a reformat-o, i-a dat o altă structură, a îmbunătățit-o și a transformat pe daci, pe geto-daci, într-un popor remarcabil, unic din anumite puncte de vedere în antichitate, un popor care se credea nemuritor și care era neînfricat în luptă. Nu întâmplător, împăratul Iulian Apostatul îl citează pe împăratul Traian, pentru că lucrarea lui Traian despre războaiele dacoromane s-a pierdut, îl citează pe Traian, care spune următoarele, vă citesc cu aproximație, că geții sau dacii pe care i-am învins erau cei mai războinici din lume. Și nu numai datorită tăriei trupului lor, ci și pentru că asta este doctrina pe care au primit-o de la Zalmoxis. Convinși că ei nu mor, ci doar își schimbă locul de ședere, sunt mai porniți să meargă la lupte decât alții într-o călătorie. Adică geții și dacii credeau cu o asemenea fermitate în memurire, încât sfidau moartea, ceea ce nu se întâmplă astăzi cu, din păcate, cu românii de astăzi, care stau cu capul plecat. Îmi pare rău că am făcut această remarcă, dar e o realitate pe care mă întristează și sper să fie impulsionați de ceea ce au făcut strămoșii. Deci iată că faptul că geto-dacii credeau cu o astfel de fermitate nemurire, faptul că Zalmoxis a fost numit hiperborean, faptul că geții au fost numiți de Herodot cei mai drepți dintre traci și abioi de Homer, cei mai drepți dintre cei din acea vreme, sugerează până la a confirma că spiritualitatea hiperboreană are legătură cu oamenii care au trăit în acest spațiu. Aș vrea puțin să discutăm, cât ne mai permite timpul, și despre originea, este de altfel și un capitol în carte, despre originea tragică a misteriilor elenistice, pentru că, iată, vorbim despre și în cultura poate egipteană și în civilizația Egiptului antic și în cea grecească, iată și în cazul acestei cărți, despre micile și marile misterii. Da. E un alt aspect foarte important, care subliniază influența tragică asupra lumii grecești. Este suficient să ne uităm în cuprinsul cărții lui Constantin Daniel, la capitolul care se numește chiar așa, originea tracă a misteriilor elenistice sau elenice, ca să descoperim că, pe bază de dovezi, următoarele tipuri de misterii care au funcționat în lumea grecilor antici erau împrumutate de la traci. Vorbim despre misteriile optice, despre misteriile optico-pitagoreice, despre misteriile cabirilor, misteriile lui Dionisos, misteriile zeiței Sibele, misteriile Zabasios și celebrele misterii de la Eleusis. Practic, misteriile sunt mai aproape de religia populară, cea care era cea cunoscută și practicată de popor. Pentru că ulterior, odată cu reforma făcută de Alexandru Macedon, cu ceririle lui și ceea ce a creat, acesta a adus și alte culte, ca să spun asta, alte influențe din alt spațiu, cum acum bine se știe,
Dar până acolo, aceste misterii care se practicau în lumea greacă, așa cum spuneam, aveau legătură cu tracii și este firesc să fie așa, pentru că tracii au trăit alături de greci și pentru că vorbim despre o sinteză traco-grecească. Chiar și astăzi, în Grecia, descoperim localități sau zone care poartă numele Tracia, unde trăiesc mulți aromâni, pe care grecii nu prea le convine să-i recunoască ca fiind de altă etnie, așa cum macedonenii lui Alexandru cel Mare nu erau greci, dar, din punct de vedere a istoriei oficiale, Alexandru Macedon este grec, sigur, el este pe jumătate grec, din mamă, tatăl său Filip era trac. Este, dacă ne uităm numai la felul în care arătau coifurile unei bune părți a armatei Alexandru Macedon, constatăm acel coif arcuit de tip tracic, pentru că o mare parte din armata Alexandru Macedon erau formate din traci, din cei care erau și de un neam cu el. Deci, iată că sunt foarte multe lucruri interesante, cartea este atât de generoasă informații încât noi n-am putut să atingem decât 20-30% din temele care sunt dezvoltate în ea. Tocmai aceea ea merită să fie citită de cât mai mulți, pentru că aduce multe informații de mare valoare și ne poate ajuta să ne limpezim viziunea asupra istoriei noastre și asupra istoriei europene. Dragilor, am vorbit astăzi despre Misteriile lui Zalmoxes, o carte pe care, iată, vă recomandăm cu mare drag, o carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis a profesorului Constantin Daniel. A fost astăzi alături de noi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, Daniel Roxin, jurnalist, scriitor, realizator TV de filme documentare, membru în Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Îi mulțumim din suflet pentru informațiile prețioase, pentru că o mare parte dintre cei care citesc cărțile domniei sale și îi urmăresc filmele documentare știu foarte bine câtă muncă se află în spatele acestor filme și acestor cărți. Dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați să urmăriți în continuare toate materialele video realizate împreună cu invitații noștri pe canalul de YouTube Herald, dar și pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Încă o dată mulțumiri domnului Daniel Roxin. Să aveți o zi frumoasă, o zi frumoasă, o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!